Bine ai venit la o nouă întâlnire cu limbajul de programare C++. Astăzi te invit să descoperi cum poți utiliza instrucțiunile C++ pentru construirea de algoritmi ce combină structura secvențială cu cea alternativă și repetitivă și să testezi aplicațiile pe care le vom construi împreună la ora de informatică și TIC pentru clasa 7-a. Să ne reamintim! Fie A și B două numere naturale nenule. Spunem că A îl divide pe B sau că A este un divizor al lui B dacă există un număr natural Q astfel încât A ori Q egal cu B. De exemplu, 2 este divizor al lui 12 deoarece există numărul 6 cu proprietatea că 2 ori 6 egal cu 12. Observăm că, la rândul său, 6 îl divide pe 12. 4 îl divide pe 16, deoarece există un număr natural nenul 4 cu proprietatea că 4 ori 4 egal cu 16. Fie n un număr natural nenul, notăm cu dn mulțimea divizorilor lui n. De exemplu, mulțimea divizorilor lui 12 conține valorile 1, 2, 3, 4, 6 și 12. Mulțimea divizorilor lui 16 conține valorile 1, 2, 4, 8 și 16. O primă metodă de determinare a divizorilor constă în a observa că toți divizorii lui n sunt numere cuprinse în intervalul 1n inclusiv. Putem parcurge numerele din acest interval și putem verifica dacă sunt într-adevăr divizori ai lui n, caz în care sunt luați în considerare. Pentru determinarea tuturor divizorilor numărului n, putem utiliza variabila contor d, care va parcurge șirul tuturor valorilor de la 1 la n și va verifica dacă valoarea curentă a variabilei d este divizor al lui n, adică dacă restul împărțirii lui n la d este egal cu 0. În caz afirmativ, se realizează prelucrarea divizorului d. Programul afișat este corect, dar ineficient din punct de vedere al timpului de execuție. O altă soluție este să observăm că, pentru orice n, de la valoarea n pe 2 plus 1 până la valoarea n minus 1, nu mai există divizori ai numărului n. Putem astfel să înjumătățim intervalul în care căutăm divizori. Astfel, înjumătățim și timpul de execuție. Implementarea în pseudocod a algoritmului optimizat de afișare a divizorilor unui număr natural nenul. Pentru determinarea tuturor divizorilor numărului n, putem utiliza variabila contor d, care va parcurge șirul tuturor valorilor de la 1 până la parte întreagă de n pe 2 și va verifica dacă d este divizor al lui n, adică dacă restul împărțirii lui n la d este egal cu 0. În caz afirmativ, se afișează valoarea curentă a divizorului d. La finalul algoritmului se afișează și valoarea variabilei n ca fiind cel mai mare divizor al lui n, singurul mai mare decât jumătatea sa. Să exersăm împreună. Se consideră o secvență de cod în care toate variabilele sunt de tip natural. Care este expresia logică care poate înlocui punctele de suspensie, astfel încât codul prezentat să afișeze în ordine crescătoare toți divizorii pozitive ai numărului natural nenul memorat în variabila x, cu excepția divizorului 1 și a numărului respectiv. Orice număr natural x are ca divizori pe 1 și pe el însuși, divizori improprii. În codul prezentat se solicită identificarea divizorilor proprii corespunzători numărului x, adică a divizorilor diferiți de 1 și de x. Cel mai mic divizor propriu posibil este 2, iar cel mai mare divizor propriu posibil este x pe 2. Vom testa toate numerele care îl divid pe x și se găsesc în intervalul închis 2x pe 2. În acest context, varianta corectă conține expresia logică i mai mic egal cu x pe 2 și este varianta 3.
Aplicație practică 1. Scrieți un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură un număr natural de nul n cu maxim 9 cifre și afișează pe ecran, despărțiți printr-un spațiu, divizorii săi naturali. De exemplu, dacă n egal cu 1, atunci în urma execuției programului pe ecran se afișează valoarea 1. Pentru n egal cu 6, valorile afișate vor fi 1, 2, 3 și 6. Iar pentru n egal cu 12, în urma execuției programului, pe ecran se afișează valorile 1, 2, 3, 4, 6 și 12. În programul prezentat se declară variabilele întregi n și d. Cu ajutorul instrucțiunii sin se citește o valoare pentru variabila n. Se utilizează structura repetitivă cu număr cunoscut de pași pentru determinarea divizorilor numărului n. La fiecare iterație se verifică dacă restul împărțirii lui n la d este 0, iar în caz afirmativ a fost identificat un divizor al lui n și se afișează valoarea curentă a variabilei d. Ca și exercițiu suplimentar, scrieți un algoritm mai eficient din punct de vedere al timpului de executare, prin care micșorați intervalul de căutare a divizorilor lui n. La execuția programului, dacă pentru n se citește valoarea 1, valoarea afișată de program va fi 1. La o nouă execuție, dacă n egal cu 6, valorile afișate vor fi 1, 2, 3 și 6. La o altă execuție, în cazul în care valoarea citită de la tastatură va fi 12, valorile afișate de program vor fi 1, 2, 3, 4, 6 și 12, adică divizorii numărului 12. Aplicație practică 2. Scrieți un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură un număr natural de nul n cu maxim 9 cifre și afișează pe ecran suma divizorilor săi naturali. De exemplu, dacă n egal cu 1, atunci valoarea afișată va fi 1, iar pentru n egal cu 6, în urma execuției programului, pe ecran se afișează valoarea 12, suma divizorilor numărului 6. În programul prezentat se declară variabilele întregi n și d. Cu ajutorul instrucțiunii sin se citește o valoare pentru variabila n. Se utilizează variabila s de tipul long-long și se inițializează cu valoarea 0. Prin însumarea divizorilor numărului dat, pentru valori mari ale variabilei n, este posibil ca valoarea calculată în variabila s să depășească limita superioară a tipului de date int și de aceea a fost ales pentru variabila s tipul de date long-long. Se utilizează structura repetitivă cu număr cunoscut de pași, for, pentru determinarea divizorilor numărului n. La fiecare iterație se verifică dacă restul împărțirii lui n la d este 0, iar în caz afirmativ a fost identificat un divizor al lui n în variabila d și se adaugă valoarea curentă a variabilei d la valoarea curentă a variabilei s. La finalul algoritmului se afișează valoarea variabilei s cu ajutorul instrucțiunii cout. Refaceți algoritmul prezentat și modificați intervalul de căutare pentru divizorii numărului n. La execuția programului, pentru n egal cu 1, valoarea afișată va fi 1. La o nouă execuție, dacă valoarea variabilei n este egală cu 12, atunci valoarea afișată va fi 28, adică suma divizorilor lui 12. La o nouă execuție, dacă n egal cu 6, valoarea afișată va fi 12. Exersează singur și scrie un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură un număr natural de nul n cu maxim 9 cifre și afișează pe ecran numărul divizorilor săi naturali.
De exemplu, dacă n egal cu 1, atunci, în urma execuției programului pe ecran, se afișează valoarea 1. Pentru n egal cu 6, în urma execuției programului pe ecran, se afișează valoarea 4. Iar pentru n egal cu 12, numărul de divizori al numărului 12 este 6, valoare care va fi afișată pe ecran. Felicitări! Astăzi ai învățat despre cum poți construi algoritmi elementari care combină structurile secvențiale, alternative și repetitive în scopul rezolvării unor probleme ce prelucrează divizorii unui număr natural.